Galateni, capitolul 2, cu versetul 20. Galateni 2, cu 20, pagina 1140, unde Sfânta Scriptură spune așa. Hai să citim și în română și în engleză. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința, în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Amin. Haideți să ne rugăm cu toții Domnului, să ne rugăm, Doamne, vorbește Tu, că robii Tăi ascultă. Amin. Slavă Ție, Doamne! Amin. Vă rog frumos să luați locurile. Mă bucur să fiu și în seara asta cu voi aici la părtășie și îmi doresc ca Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia în parte. Cu toți am avut lucrări din partea Duhului Sfânt, că Domnul are un plan cu viața ta, că din pântecele Maicii Tale te-am pus deoparte pentru o slujire. Și de la Domnul să fie. Însă am văzut din Sfânta Scriptură că atunci când Dumnezeu are un plan cu cineva, să știți că și diavolul are un plan cu cineva, cu acel om. Deci este jumate de adevăr să crezi că Domnul are un plan cu viața ta, e adevărat. Dar dacă Domnul are un plan cu viața ta, să știi că și Satan are un plan cu privire la viața ta și vrea să distrugă planul ăla, că e un hoț care vine să fure, să junghe și să prăpădească. Ar fi foarte naiv să credem că dacă ai o prorocie din partea lui Dumnezeu și spune Domnul are un plan cu viața ta, să te aștepți ca mâine, peste o săptămână, peste o lună, deja să se împlinească. No. Când Dumnezeu zice că are un plan cu viața ta, să știi că până când se împlinește planul ăla, Dumnezeu trebuie să zdrobească ceva în noi ca să ne poată folosi, că El nu poate umbla cu oameni mândri, ci cu oamenii smeriți. Și pentru asta Dumnezeu va îngădui tot felul de nedreptăți, Dumnezeu va îngădui tot felul de circumstanțe vitrege, nedrepte în viața ta, în viața mea, în așa fel încât să distrugă mândria aia din noi, ca să putem să umblăm smeriți cu Dumnezeul nostru. Noi toți ne naștem mândri și aroganți și ambițioși. Și ca Dumnezeu să ne poată folosi, Dumnezeu trebuie să ne ducă la punctul zero, la nivelul zero. Și numai după ce spui, Doamne, trimite pe altul, cum a zis Moise. Numai când vezi că nu mai poți și zici, Doamne, sunt cel din tine dintre păcătoși, ca Apostolul Pavel. Abia atunci harul Dumnezeu se va arăta din belșug în viața noastră. Și m-am uitat la acest principiu al zdrobirii înainte ca Dumnezeu să ne folosească cu putere. Și l-am văzut din nou și din nou în Sfânta Scriptură. Domnul Iisus a zis, bobul de grâu trebuie să moară înainte să aducă rod. Ceva trebuie să moară noi ca să putem aduce rod pentru Dumnezeu. Pâinile care au fost înmulțite, zice Biblia, mai întâi ce a făcut? Le-a frânt. Și după ce le-a frânt, au fost împărțite în roduri și a hrănit mulțimi de oameni. Ceva trebuie să se frângă noi ca să putem avea eficiență la oamenii care slujim. Zice Biblia că Domnul a zis lui Moise, vorbește stâncii. E adevărat că el n-a vorbit ce a lovit-o. Nu de asta nu l-a lăsat să intre în Canaan. Ci pentru că a spus, oare va putea Dumnezeu? Pentru că s-a îndoit. Zice Biblia că a luat toiagul și a lovit stânca aceea. Și a curs apă, dar n-a curs așa pârâiaș. Vă spun eu că a curs șuvoaie de apă. Că erau 2,5 milioane de oameni în fața lui. Ceva trebuie să se zdrobească noi ca să putem să aducem apă. Să fim de folos pentru generația asta. Până nu se zdrobește ceva noi ca în stânca aceea. Nu curge apă. Ceva trebuie să se frângă noi.
Aduceți-vă aminte de vasul de alabastru. Ce Biblia că a venit femeia aceea și l-a spart la picioarele lui Hristos. Și abia după ce a spart vasul ăla, care era nard curat de 300 de lei, nu? Nu știu cât e average-ul la voi aici de salar. Înmulțiți average-ul, 4-5 mii de dolari ori 12 luni de zile. Cam atât a costat, 300 de zile lucrătoare, costa vasul ăla. Orice fecioară păstra un vas cu parfumul ăla ca să-l dea viitorului ei soț. Ca semn că m-am ținut pură, curată, fecioară pentru tine. Când l-a văzut pe Iisus, zice, Doamne, tu ești mai important ca viitorul meu soț care va fi. Și-a luat vasul ăla, ce-a avut mai depreș și l-a spart. Și abia după ce l-a spart, s-a umplut casa de mirosul mirului. Ceva trebuie să se spargă noi, ceva trebuie să frângem, să dăm cu totul lui Dumnezeu, să renunțăm la agenda noastră, ca să vină cu adevărat slava lui Dumnezeu. Până nu dăm idolașul nostru lui Dumnezeu să spui, Doamne, voia ta, nu voia mea. Să știți că putem să umblăm ca poporul Israel 40 de ani de zile, s-au învârtit după un munte și noi intrat în promisiunea lui Dumnezeu. Nu că n-a avut Dumnezeu plan cu ei, ci pentru că ceva nu s-a frânt în ei. Și îmi doresc în această seară ca fiecare dintre noi să ne descoperim care e vasul ăla, care e lucrul ăla care nu l-am dat lui Dumnezeu din toată inima și să spunem în seara asta, Doamne, frânge în mine ce trebuie să frângi. Da, ai un plan mare cu viața mea, mi-ai spus amin, dar înțeleg, Doamne, că tu până să împlinești planul ăla, tu trebuie să zdrobești ceva în mine. Mă gândesc de exemplu la Iosif. I-a dat Domnul în vis și a zis, auzi, soarele și luna se vor pleca înaintea ta. Și el, naivul de el, s-a dus repede și a spus la frață, auzi, să știți că voi, stelele, luna, mama, snopii, tot, I'm the best, toți vă veți închina înaintea mea. Ce naiv a fost. Vreți, dar când Dumnezeu spune că are un plan cu viața ta, Dumnezeu nu spune totul. Că dacă i-ar fi spus Dumnezeu totul lui Iosif și să spune, auzi, până se împlinește asta, 13 ani pușcărie, acuzat de hărțuire sexuală. Și numai după aia, după ce te bag în atelierul meu, după aia se împlinește visul. Vă spun eu că Iosif zicea, Doamne, dă coroana la altul. Domnul îi zice lui David, te ung să fii împăratul lui Israel. Dar Domnul nu îi spune, prin Samuel, vezi că 15 ani o să stai prin peșteri și prin pustiuri. Și numai după aia o să ajungi. Nu, nu îi spune. Că dacă ar spune Dumnezeu păstorilor dinainte ce așteaptă, nu? Probabil cei mai mulți nici n-ar vrea. Domnul are un plan cu viața ta. Dar să știți că ceva trebuie să se frângă noi. Că până când nu se frânge acel ceva noi, noi nu putem să fim folositori turmei lui Hristos. Și sunt sigur că Dumnezeu are un plan cu viața noastră. Dar lucrul ăla care nu-l dai spre nimicire este sediul tuturor problemelor tale. Lucrul ăla care nu-l dai spre nimicire este sediul problemelor tale. Mă gândesc la Elie. I-a provocat pe toți prorocii lui Baal. O pus ei jertfă acolo. S-au rugat, s-au tăiat, au urlat. Nimic. Și vine Elie și pune jertfa pe altar. Se roagă 15 secunde și vine focul din cer. Dintr-o dată prezența lui Dumnezeu. Și mă gândesc că de multe ori suntem și noi, de multe ori, ca prorocii al lui Elie. Ne rugăm, aleluia, bun. Amin. Dar nu vine focul. Bă, parcă ceva lipsește. Tot e departament, tot e ok, dar parcă ceva is missing. Și Tozer spune așa. Deci la noi nu vine focul, nu pentru că nu ne rugăm tare și mult și departamente și marketing bisericesc. Ok, nu de asta nu vine focul. Ci pentru că atunci când am pus jertfa pe altar, n-am pus-o ca Elie, Elie a pus-o toată. Noi de multe ori punem jertfa pe altar, zice, Doamne, cu cornele astea nu, cu astea mai trebuie să împung. Cu copitele astea nu, Doamne, pun jertfa, mulțumesc, pun jertfa, dar cu copita mai trebuie să lovesc. Și până nu pui totul pe altar, până nu zdrobești acel ceva la care nu renunți, să știi că risc să te rogi, să faci lucrarea Dumnezeu și nu vine focul pentru că există un vas de alabastru. Există ceva care nu vrei să lași și Dumnezeu până nu frânge lucrul acela, să se vadă numai El. Că El își împarte bunătățile cu noi, dar nu își împarte slava, așa-i? Dumnezeu nu ne poate folosi. Și eu îmi doresc ca Dumnezeu să ne folosească, frați și surori. Că numai viață avem. La jocuri avem 2-3 vieți. Ai pierdut, vine a doua. Realitatea e dură. Dacă asta ți-ai fumat-o, dacă asta ai irosit-o și n-ai trăit-o pentru Hristos, nu o să mai ai a doua șansă. Mă gândesc la Moise. Omul ăsta prin care Dumnezeu a vrut să salveze poporul Israel. La 40 de ani de zile. Când a văzut un egiptean că îl bate pe fratele lui. Când i-a dat un pumn, l-a băgat un nisip. Ăsta era caratist. Și a zis, sper că vor vedea toți că prin puterea mea, I'm the best, eu sunt fiul împăratului. Și Domnul s-a uitat la el și a zis, Moise, ești prea tare să te pot folosi. Pentru fiecare an de ambiție, ia o gură de nisip. 40 de ani de zile l-a trimis Dumnezeu unde? În pustie, cu oile.
Și pe 40 de ani de zile de zdrobire, Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 22, zice Biblia așa, Fapte 7 cu 22, dacă puteți să puneți, zice că Moise era puternic în cuvinte și în fapte. Și cunoștea toată înțelepciunea egiptenilor. Deci omul ăsta era bâlbâit de naștere? Nu. Era puternic în cuvinte. Ăsta era orator. Și avea toată înțelepciunea egiptenilor. Ce înseamnă asta? Știa să facă piramide. Dar după 40 de ani de zile în care vorbești numai cu oile, o uita și să vorbească. Și vine Domnul și zice, Moise, I have a plan with you. Du-te, scapă pe poporul meu de acolo. Și Moise zice, Doamne, trimite pe altcineva. Eu sunt bâlbâit. Eu slab, Doamne. Și mă gândesc că Dumnezeu a spus, a uitat la el. Și n-ai cum să nu citești printre rânduri. Că Dumnezeu îi spune, Moise, 40 de ani de zile am așteptat să aud cuvântul ăsta că slab. Trimite pe altcineva. Abia acum harul meu se va face desăvârșit în slăbiciune. Pentru că până nu se frânge puterea noastră, nu se arată harul lui Hristos. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Dar nu mai trebuie eu. Eu ăsta trebuie să fie pus pe cruce, așa-i? Ca Hristos să se vadă. Și până când acel eu, acea aroganța noastră, rafinată, că zici că ești așa smerit, dar Domnul vede motivația inimii, până nu se frânge. Moise, trebuie să te zdrobesc. Trebuie să o iei să vorbești. Trebuie să nu te mai încrezi în cunoștința ta că știi să faci avioane și piramide. Și Domnul îi spune la un moment dat lui Moise, Moise, fă un cort. Dacă îi spunea la 40 de ani de zile să facă cortul întâlnit, zice, Doamne, îți bagi loc de mine. Eu știu să facem piramide. Dar peste tot. Și Moise a făcut întocmai cum i-a zis Domnul. Și Moise a făcut întocmai. Nu mai comentează de ce. Când ajungi la nivelul zero, îl vezi pe el mare și pe tine te vezi mic. Amin? Petru, vă aduceți amintele Petru. Băia sincer. Dar aurul avea multă zgură în el. Și o zis, Doamne, dacă toți ăștia te vor părăsi, eu nu mă cunoști niciodată. Și o zis, Domnul, la eu ăla trebuie să-i dau o lecție. Satana va veni și te va lua de ceafă și îți va băga așa fața în nisip de trei ori până ți-o face plată. Să nu mai ai încredere în eu ăsta. Și vine și se leapără de Domnul de trei ori. Și ce face Petru? Merge și își plânge păcatul cu amar. Eu mă duc să prind pește la un moment dat, zice. Eu mă duc la vechea mea meserie. Eu nu sunt vrednic, eu sunt prea slab. Și se întâlnește cu Domnul el. Se întâlnește pe Marea Tiberiadei. Vă aduceți aminte? De trei ori a căzut, de trei ori îl întreabă Domnul. Simone, mă iubești? Simone, mă iubești? Simone, mă iubești? De trei ori a căzut, de trei ori l-a întrebat. În jurul focului s-a lepărat, în jurul focului pune întrebarea asta. Și Dumnezeu ce face? Îl ridică. Când nu mai are încredere în el însuși. Că noi suntem astăzi învățați să avem self-esteem. La self-ul ăsta nu trebuie să fie esteem. Self-ul ăsta trebuie să fie crucified. Amin? Și abia apoi zice, uite, îți dau mielușeii pe mână. Abia acum poți să slujești. Abia acum îți dau turma pe mână. Pentru că testul slujirii nu este să ai cap mare. Testul slujirii este să mă iubești. Și acum îți pot da mielușeii pe mână, că dacă o să greșească un mielușel, nu o să iei barda și să-l arunci în iad. Că tu însuți știi de unde te-am scos. Și vei ridica pe frații tăi, pentru că tu însuți ai gustat harul Dumnezeu. O lăuda să fie numele Domnului. Amin? Uitați-vă la Iov. Iov a fost un om neprihănit. Problema lui Iov nu era că era neprihănit. Problema lui Iov era că era prea conștient ce băiat pocăit e el. Și când ești prea conștient ce băiat bun ești, să știi că poți să ai surprize. Tozer spunea că Iov a fost dat pe mâna satanei 6 luni de zile. Pentru că a fost mândru și arogant. Mi s-a părut foarte interesantă interpretarea acestui om. Profetul Americii, Tozer. E adevărat că Biblia se laudă, zice, l-ai văzut pe robul meu? Iov e așa, Iov cu tare, da, bun, neprihănit, bun. Numai că Iov era prea conștient ce băiat pocăit e el. Și uitați mândria lui Iov. Iov, capitolul 29, versetul 7. Scuzați-mă, e o alergie, nu scap de ea. O să scap în România. Deci așa, dacă ieșam să mă duc la poarta cetății și dacă îmi pregăteam un scaun în piață, tinerii se trăgeau înapoi la apropierea mea, bătrânii se sculau și stăteau în picioare, mai mari își opreau cuvântările și își puneau mâna la gură, glasul căpetenilor tăcea, li se lipea limba de cerul gurii, urechea care mă auzea mă numea fericit, ochiul care mă vedea mă lăuda și se laudă cum ajuta el orfanii și așa mai departe.
Versetul 18. Atunci ziceam, versetul 18. În cuibul meu voi muri, zilele mele vor fi ca nisipul mării. Versetul 20. Slava mea va înverzi neîncetat, arcul va întineri în mână. Oamenii mă ascultau și așteptau, tăceau înaintea sfaturilor mele. După cuvântările mele, niciunul nu răspundea. Și cuvântul meu era pentru toți o rouă binefăcătoare. Mă așteptau ca pe o ploaie, căscau gura ca după ploaie de primăvară. Când li se muia inima, le zâmbea. Și nu puteau izgoni serenitatea de pe fruntea mea. Îmi plăcea să mă duc la ei. Auzi, îmi plăcea. Ești grozav. Și să mă așez în fruntea lor. Îmi plăcea, frate, de mine. Eram ca un împărat în mijlocul unei oștiri. Ca un mânghietor lângă niște întristați. Versetul următor. Și acum am ajuns de râsul celor mai tineri decât mine, pe ai căror părinți nu-i socoteam vreni să-i pun printre câinii turmei mele. 31. Cum se uita Iov la oameni care erau după chipul lui Dumnezeu? Bă, câinii mei de rasă sunt mai importanți decât oamenii ăia. Îmi plăcea să mă duc. Totdeauna le zâmbeam. Eu am făcut asta, eu am făcut cealaltă. Și Domnul zice, Iov, îți cam place de tine. Uite, pentru toată mândria asta, am să te las 6 luni de zile pe mâna diavolului. 10 sicrie în curtea casei tale, 40 de boli în trupul tău, 6 luni de zile pe groapa de gunoi a orașului, ca la sfârșit să poți să spui așa, Iov 42, cu versetul 5. Iov 42 cu 5. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea, nu mai îmi place de mine. Atunci îmi plăcea de mine. Disprețuiam pe oameni. Câinii mei sunt mai importanți. Eu așa. Acum mi-e scârbă, Doamne, de mine. Și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Ceva trebuie, frați și surori, în noi ca Dumnezeu să frângă. Că până nu frânge Dumnezeu ceva în noi și nu ne lăsăm frânți, Dumnezeu nu ne poate folosi. Eu cred personal că în bisericile noastre există mult talent natural. Deci că ești de multe ori la American Got Talent sau Romanian Got Talent. Voci bune, totul, extraordinar, dar de multe ori ca să emane autoritate spirituală în spatele cântării, trebuie să frângă ceva Dumnezeu în tine. Altfel ești copy-paste. Ești papagal. Dar ca Dumnezeu să poată cu Duhul Sfânt ca să lucreze, trebuie să ne zdrobim înaintea lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul. Amin? Aduceți-vă aminte de Pavel. De ce Pavel a fost așa de folosit de Dumnezeu? Apostolul Pavel a scris 13 epistole în Noul Testament. Și cineva le-a pus în ordine cronologică. Cum se semnează Pavel? Și-a luat cele 13 epistole în ordine cronologică și-a zis la început. Pavel rob. După încă alți ani de pastorală zice, Pavel, gunoi lumea acesteia. După alți ani de pastorală zice, Pavel, o stârpitură, un avorton, mânuța, copil, de la copil, cum o trage, bucățele, un avorton. După alți ani de slujire zice, eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Și chiar înainte să moară, el zice, hai să vă spun adevărul. Eu nu numai că-ți rob gunoi, cel mai neînsemnat și un avorton. Adevărul e ăsta. Chiar înainte să moară, 1 Timotei, 1 și 2 care le scrie din Roma, înainte să-i taie Nero capul, în anul 65. Și vă spun adevărul. I am the chief of the sinners. Eu sunt cel din tâi dintre păcătoși. Și atunci te mir că Dumnezeu l-a putut folosi pe omul ăsta așa de puternic. Pentru că așa cum zice cântarea, și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. De-aia Dumnezeu îngăde nedreptăți și lucruri ciudate în viața ta. Și de ce? Ca eu ăsta, să nu mai trăim eu ăsta, ci să trăiască El în noi. Să nu mai avem încredere în firea noastră pământească, ci firea asta trebuie să fie crucificată. Există un verset foarte ilustrativ în sensul acesta. Psalmul 118 cu 27. Biblia spune așa. Domnul este Dumnezeu și ne luminează. Legați cu funii vita pentru jertfă și aduceți-o la coarnele altarului. Acum vă rog să mă ascultați. În fiecare dintre noi există o vită. Și vita aia se numește firea pământească. E sălbatică, are coarne, are copite. Asta e firea. Ne-am născut cu ceva sălbatic de la Adam. Cu o natură păcătoasă. Și asta vrea să păcătuiască. Și ce să faci cu vita aia?
Și ce să faci? Zice Biblia, ia vita aia, firea pământească, și ce să faci? Adu-o și leagă-o la coarnele altarului. Adică ce să faci? Adu-o la crucea lui Hristos. Răstignește-ți firea, că dacă nu, firea te răstignește pe tine. Omoară păcatul, că dacă nu, păcatul te omoară pe tine. Ia vita aia, recunoaște-ți care sunt slăbiciunile tale și spune, Doamne, fă ceva, Doamne, cu mine. Doamne, nu mai vreau să stau în fața crucii, că eu cred că asta e problema noastră, frate și soră. Unii și după 30 de ani de pocăință, tot în fața crucii. Doamne, iartă-mă, Doamne, iartă-mă, Doamne, iartă-mă, ok, bun. Dar nu crezi că după atâția ani de pocăință, Domnul, și nu mai stai în fața crucii, urcă pe cruce. Hai, răstignește-te împreună cu mine. Ia loc aici pe cruce. Să spui, am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu. Frați și surori, ne rugăm ca Dumnezeu să ne descopere care e lucrul ăla, care e vasul de alabastru. Tu care ești bobul de gru, ce anume trebuie să frângă, ce anume îți împiedică creșterea și acea viață din belșug înaintea lui Dumnezeu. Și când îl descoperi, du-te înaintea lui Dumnezeu. O plăcere anume, un nume bun. Am auzit cineva care a făcut doctoratul și înainte să meargă să susțină teza de doctorat, Dumnezeu a zis, nu te du. Că dacă te duci, o să te distrugi. Dar zice, ce, Doamne, am lucrat atâția ani, 4 ani? Și mi-a zis, e adevărat, zice, dar când o să ai tută dâr în față, doctor cu tare, o să dea un duh de era de mândrie în tine și o să te nenorocești. Nu, ăla a fost vasul de alabastru al lui. Și-o trimis mesaj și-o zis, nu mă mai duc, nu mai susțin niciun doctorat. Mă frâng, Doamne, înaintea ta. Frâng mândria mea înaintea ta. Vreau voia ta să se întâmple în viața mea. Supuneți voia ta, voința lui Dumnezeu, ca să se vadă Domnul Iisus Hristos. Amin, frați și surori? Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos, nu? Efeseni, Filipeni, capitolul 2, cu versetul 5. Filipeni 2, cu 5. Biblia spune așa. Să aveți în voi gândul acesta, care era în Iisus Hristos. Care? El măcar că avea chipul lui Dumnezeu. Auzi? El măcar că avea chipul lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu adevărat, de aceeași esență cu Tatăl. Totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși. S-a golit de slava care a avut-o. Nu s-a golit de atribute. Pe pământ a fost 100% om și 100% Dumnezeu. Dar s-a dezbrăcat de slavă și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om și s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea, versetul 9, Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. De ce l-a înălțat Dumnezeu pe Iisus? Pentru că s-a dezbrăcat de sine însuși. Frați și soror, dacă Fiul lui Dumnezeu s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat chip de rob, ce-ar fi în această seară să spui, Doamne, descoperăm care e lucrul care a împiedicat creșterea mea spirituală? Care e lucrul la care nu l-am pus pe altar? Am pus jertfa pe altar, dar e ceva din jertfă care am furat, Doamne. Și până nu pun pe altar, nu vine focul. Și nu e un păcat poate aici, să știe toți. E un păcat sub braț, în talpă, care pur și simplu blochează, frustrează prezența Duhului Sfânt. În seara asta să spui, Doamne, am înțeles că Tu înainte să folosești pe cineva, mai întâi frângi. Să-l folosești pe Moise, l-ai frânt. Pe Iov, o trebuie să-l frângi. Pe Petru, o trebuie să-l frângi. Pe Pavel, o trebuie să-l frângi, Doamne, ca să se arate slava și gloria Ta. Ba mai mult, te uiți la Iisus Hristos, care n-avea niciun păcat, nu? El însuși s-a frânt și a zis, Doamne, nu voia mea. Și, Doamne, vreau voia Ta. Amin? Dacă ești copil aici și e sub autoritatea părinților, te rog să asculți următorul lucru. Nicăieri în istoria bisericii nu vei vedea vreun sfânt, vreun om al lui Dumnezeu să fie folosit de Dumnezeu cu putere, dacă nu și-a cinstit părinții. Dacă nu-și cinstești părinții, ia-ți la revedere că ai avut lucrări din partea lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu cinstești pe cel pe care îl vezi și te-o ștergi la fund, cum o să cinstești pe un Dumnezeu pe care nu-l vezi? Nu există oameni pe care să-i folosească Dumnezeu dacă nu și-a cinstit părinții. Deci nu există. Nu există. Pentru că părinții sunt mijloacele harului, modul în care Dumnezeu frânge și vrea să frângă voința copilului. Să-l învețe să stea sub autoritate. Că dacă nu stai sub autoritate, you won't receive authority unless you stay under the authority. Și părinții sunt mijloace prin care Dumnezeu vrea să frângă voința noastră. Când tata și mama zice, duce fă-ți curat în dulap, că e al treilea război mondial. Și tu zici, n-am chef.
Deja, i-am avut lucrare că o să fiu mare evanghelist. Ascultă-mă. Uită-te în Sfânta Scriptură. Înainte ca David să fie păstor peste Israel, a ascultat de taică-s-o și a fost unde? Cu oile. Elisei, înainte să fie mare profet, era în ascultare de părinții lui și era cu boii, așa-i? Întotdeauna vei vedea că oamenii pe care Dumnezeu i-a folosit au învățat să stea sub autoritate. Gândiți-vă la cele 10 porunci care sunt în formă de cruce. Primele 4 sunt în relație cu Dumnezeu. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să n-ai alți Dumnezei, să cinstezi ziua de odihnă, să nu-i îndeșe numele Domn. Bun. Celelalte 6 sunt în relație om-om, să nu minți pe om, să nu furi, să nu ucizi. A cincea, la mijloc, a cincea poruncă, care este? Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. De ce credeți că a pus-o Dumnezeu la mijloc a cincea? Pentru că dacă nu cinstești pe un Dumnezeu pe care nu-l vezi, pe tata și pe mama care-l vezi, cum o să cinstești atunci pe un Dumnezeu pe care nu-l vezi? Așa că să învățăm să stăm sub autoritate, să ne frângem voința noastră, ca să primim autoritate din partea lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Hai să întrebăm în această seară, frați și surori, care sunt domeniile din viața noastră care nu le-am dat cu totul lui Iisus Hristos? Și dacă vezi domenii din viața ta care nu le-ai dat lui Iisus Hristos și se împiedică harul Dumnezeu, să fie seara în care să spui: Doamne, mă predau cu totul Ție. Mă gândesc la acel bătrânel care s-a rugat și zicea: Doamne, fă să țină cuiele, Doamne, fă să țină cuiele. La care un copil zice: ce tot spui să țină cuiele? Ce e asta să țină cuiele? Și el zice, pruncul meu zice, eu am o fire așa de rea și așa de sălbatică, încât zic: Doamne, fă să țină cuiele, să nu se dea jos firea de pe cruce. Doamne, las-o acolo pe cruce, fă să țină cuiele. Pentru că ăsta e adevărul. Dacă nu răstignim firea noastră pământească, ne răstignește ea pe noi. Și de la erou la zerou e o cale foarte scurtă. Gândiți-vă, de exemplu, la Iacov. Vă aduceți aminte de Iacov? Cum l-a mințit pe taică-s-o? Și a zis: cum te cheamă? A zis: eu sunt number one. Eu sunt întâiul născut. I'm the best. 20 de ani de zile omul ăsta a trăit în minciună și într-o aroganță. Eu sunt Esau. Eu sunt numărul unu. Și 20 de ani de zile n-a vrut numai bani și femei. Ăsta a fost Iov, Iacov. Bani și femei. Nu una, nu două, trei, patru femei. Numai capre, numai cămile, numai oi. Asta a vrut. Bani, 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 bani. Euro, dolar, în termenii noștri. Și pe 20 de ani de zile, zice, că a plecat de la Laban. Și din spate venea Laban și din față venea Esau. Și a rămas singur. Într-o noapte. Și s-a luptat cu Îngerul Domnului. Vă aduceți aminte, era pe el. Și a început să plângă și a zis: Doamne, nu te las până nu mă binecuvântez. Dar vă asigur că el n-a vrut binecuvântarea asta materială. Avea prea mult voia aia spirituală. Și dacă te uiți în Osea 12:4, zice Biblia cum se ruga în sfârșit bărbatul ăsta macho. Știți cum se ruga? Zice Biblia că cerea binecuvântarea cum plângând în sfârșit. Iacov plânge și se roagă: Doamne, nu te las până nu mă binecuvântez. Domnul zice: tu vrei să te binecuvântezi așa, pe scurtătură, așa? Nu, nu, îți dau testul frângerii să văd. Și dacă acum te smerești și dacă treci testul, te binecuvântezi. Dacă nu, degeaba te rogi tare și plângi, aleluia. Da, nu, nu se pune. Cum te cheamă? Ăsta era testul. Cum te cheamă? Crezi că a fost o întrebare ușoară? În urmă cu 20 de ani de zile l-a întrebat taică-s-o cum te cheamă și-o mințit. Înger, liniște, nimeni nu mai cântă în cer, se dă un test pe capul lui Iacov. Cum te cheamă? Și după 20 de ani de zile de trăit în minciună, omul ăsta se prăbușește, se frânge și zice: numele meu e Înșelătorul, Iacov. Când aude Dumnezeu și vede Dumnezeu pocăința lui, zice: numele tău nu va mai fi Iacov, numele tău va fi Israel, prințul, alesul lui Dumnezeu, cel ce luptă cu Dumnezeu și a ieșit biruitor, am văzut pocăința ta, de-aia te voi binecuvânta. Și atunci îi dă Dumnezeu și dar de prorocie. Și știm că pe patul de moarte au zis: tu vei ajunge așa, tu nu vei ajunge așa. Pentru că a fost un moment al frângerii în care au ajuns la nivelul zero și au zis: Doamne, nu sunt ceea ce am pretins că sunt. Doamne, sunt zero. Tu să fii number one. Și când te vezi un zero și ai ajuns la nivelul zero și Iisus e numărul unu, ești de nota 10. Când te crezi tu number one, rămâi de nota 1. Trebuie ceva să frângă noi, frați și surori. Uitați-vă că zice Biblia că Îngerul Domnului ce a făcut? I-a zdrobit coapsa.
Coapsa este șoldul. Cea mai puternică parte din trupul nostru este șoldul. Ăsta era pus tot pe acțiuni. Capre, oi, vaci, cămile, bani, bani, bani. Ăsta era Iacov. Și Domnul zice, acolo unde te crești cel mai tare, acolo trebuie să frângi ceva. Și de la 40 de ani până la 110 ani, și pe patul de moarte, zice Biblia, s-a sprijinit pe vârful toiagului. Ceva a trebuit să se frângă în el, ca Dumnezeu să-l poată binecuvânta și să se facă Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Hai să-ți dau un sfat. Ai grijă la lucrurile alea în care te crezi tare. Că să știi că acolo unde te crezi cel mai tare, ești cel mai vulnerabil. Când aud pe unii, eu frate, eu n-aș putea să cad în păcatul ăsta, eu nu mă cunoști. Ascultă-mă, acolo ești cel mai vulnerabil. Ai grijă. Care a fost punctul cel mai tare al lui Moise? Care a fost? Blândețea. Cel mai blând om de pe fața pământului. Unde a căzut Moise? Și n-a intrat în Canaan. Exact unde a fost cel mai tare. Și s-a supărat, s-a enervat și Domnul zice, pentru că nu m-ai cinstit în fața norodului, nu intri în Canaan. Care a fost punctul tare al lui Petru? Doamne, dacă toți ăștia te vor părăsi, eu niciodată. Unde a căzut Petru? Unde s-a crezut cel mai tare? Care a fost punctul tare al lui Ilie? Îndrăsneala, curajul lui, nu? Unde a căzut Petru? Exact acolo, s-a temut de o femeie. Care a fost punctul tare al lui David? Curăția mâinilor mele, om după inima mea. Unde a căzut David? Acolo unde s-a crezut cel mai tare. Veghează. Să veghem înaintea lui Dumnezeu. Și să spunem, Doamne, cercetează-mă, vezi dacă sunt pe o cale rea și de sunt pe o cale rea, du-mă pe calea veșniciei. Amin? Să vă mai dau un exemplu de frângere. Și apoi să vezi cum Dumnezeu îi folosește, ca pe Iacov, nu? Ce patriarh ajunge omul ăsta mai târziu. Vă aduceți aminte de femeia samariteancă? Răul samaritean se întâlnește cu bunul samaritean la fântână. Și lea pe Iisus așa, la 11 metri și zice, cine te crezi tu că ești? Cum adică dă-mi apă, tu ești iudeu și... Auzi, cine te crezi tu că ești? Așa o brăznicuță. Și Iisus îi spune, femeie, dacă ai ști tu cine-ți cere, tu singur ai fi cerut și El ți-ar fi dat apă vie. Și apa care eu dau eu se va preface într-un izvor care va țâșni în viața veșnică. Și femeia asta zice, Doamne, dă-mi totdeauna apa asta. Na, îți dau testul mai întâi. A dus bărbatul. Cum? A dus bărbatul. Și a zice, n-am bărbat. Și Iisus îi spune, bine zis, cinci ai avut. Și ăsta cu care ești nu e a tău, ești în concubinaj. Și femeia aia bună de gură care la început o zice, cine te crezi tu că ești? Ești tu mai mare decât Iacov care a săpat? Femeia aia bună de gură. În loc să spună, nu e adevărat, te dau în tribunal, ai probe video, în loc să o vezi tot bună de gură, nu? Știi ce face? Își pleacă privirea și zice, Doamne, așa-i, văd că ești tare. Văd că ești proroc. Așa-i, Doamne, nu mă justific. Doamne, așa-i, Doamne, așa-i cum zici, Doamne. Cinci am avut și ăsta nu e a mea. Și când Dumnezeu vede că ajunge la nivelul zero și se frânge și se pocăiește, Dumnezeu îi se descoperă și zice, eu cel care vorbesc cu tine, eu sunt Mesia. În momentul ăla țâșnește apa. Duhul Sfânt vine peste ea. Și dintr-o femeie de moravuri ușoare, Dumnezeu o face o evanghelistă. Și toată cetatea Samariei se întoarce cu fața spre Dumnezeu. De ce? Pentru că a ajuns la nivelul zero. S-a frâns și o zis, așa-i, Doamne. N-are rost. Îmi dau tot machiajul spiritual jos, îmi dau masca jos și zic, Doamne, ăsta sunt, Doamne. Și atunci harul lui Dumnezeu va veni. Și credeți-mă că noi în bisericile noastre, noi nu suntem în criză de predicatori, nici de cântăresc, nici de bani. Pocăiți au bani. Avem predicatori, uitați-vă pe YouTube, dă-te-ți culorile, cântăreți, ca la bufet suedez, toate le avem, așa-i? Cunoștințe biblice, la maxim. Noi în România avem 8 Biblii pe cap de locuitor. Eu cred că voi în America aveți și 40 de Biblii, cu atâtea versiuni cât aveți. Și mijloacele harului Dumnezeu. Nu asta e problema, că nu sunt institute și teologi. Dar tot m-am gândit, de ce n-a făcut Dumnezeu trezire spirituală prin sutele de studenți de la Ierusalim în Samaria? De ce? N-am nimic cu teologia, așa am făcut. Dar până când avem nasul sus, Duhul Sfânt nu țâșnește. Și face Dumnezeu trezire spirituală printr-unul care nu dai o ceapă de gerată pe el. Bă, până ăla, dar nu știu ce-i mai exact și taie căso. Dar cum mă, până ăla? Da. Pentru că tu nu știi că a avut un peniel în care s-o frânt înaintea lui Dumnezeu. Tu nu știi că a avut o întâlnire cu Hristos ca și femeia asta. Și-o recunoscut și s-o frânt.
De asta curge puterea lui Dumnezeu prin el. Și să vă mai spun ceva. Deci Biblia că Iisus trecea prin Samaria, trebuia să treacă. Și unde mergea? La cruce. El nu se mai întorcea niciodată prin Samaria. Să știți că sunt momente unice în care Dumnezeu îți vorbește. Dumnezeu nu-i dator să ne vorbească de 1000 de ori. Și când Dumnezeu îți vorbește, știi ce trebuie să faci? Și ce să fac? Să iau seama. Și tocmai faptul că în seara asta suntem aici la părtășie, cred că este un semn că Dumnezeu ne-a terminat cu noi. Și Dumnezeu ne cheamă să ne dăm tot machiajul spiritual jos, să ne dăm tot fardul spiritual, orice mască, să spui, Doamne, frații zică, o, sora cu tare, o, fratele cu tare, dar Tu știi, Doamne, ceva în inima mea pe care nu știu, ceva care blochează, un idol la care țin, Doamne. E acolo, nu se vede. Dar, Doamne, vin înaintea Ta și mă pocăiesc, Doamne. Poate o minciună de care țin și nu o lași. O plăcere ascunsă. Ceva care pur și simplu blochează prezența lui Dumnezeu. Să spui, Doamne, mă frâng înaintea Ta. Ca Moise de altă dată, ca Pavel, ca Ilie, ca Iacov, ca Petru, Doamne, ca Iov, ca Iisus Hristos, care n-avea păcat, s-a dezbrăcat și s-a făcut asemenea nouă. Pentru că vreau harul Tău, Doamne, să curgă în viața mea. Amin, frați și surori? Vreau să venim în rugăciune înaintea Domnului. Să venim la crucea lui Hristos, să spui, Doamne, ajută-mă să-mi răstignesc firea pământească. Poate trebuie să găsești un duhovnic, cineva care are fermoar pe gură și să te detoxifici. Să cauți pe cineva și să te mărturisești. Să iasă tot puroiul afară. Să spui, nu mai pot să stau cu asta. Mă frâng. Știu că toată lumea zice, o, soara cu tare. Doamne, Tu știi că nu e așa, Doamne. Și asta a blocat binecuvântarea lui Dumnezeu în viața mea, în familia mea. Și poate Te ne rugăm ca și Iacov. Doamne, nu Te las până nu mă binecuvântez. Mâna Domnului nu-i prea scurtă, așa-i? Ci păcatele noastre pun un zid de despărțire. Și până când nu dă masca jos și spun, ăsta sunt, Doamne, asta e slăbiciunea, ăsta e păcatul care mă roade. Doamne, mă pocăiesc, Doamne. Nu mai zic că e ok, nu e ok. Și să Te zdrobești înaintea Lui. Eu personal cred că sunt cazuri în bisericile noastre de oameni care nu sunt vindecați nu pentru că Dumnezeu nu vrea. Ci așa cum zice Biblia, păcatele noastre pun un zid de despărțire. De exemplu, dacă eu sunt bolnav și trimit bilet în față, rugați-vă că îți bolnav. Ok, ne rugăm. Toată biserica. Dar n-are rost să spun unei biserici întregi, să chinuiesc o biserică luni de zile sau ani de zile, să se roage pentru problema mea, pentru boala mea, să mă vindece Dumnezeu, atâta timp cât eu sunt conștient că în viața mea există un păcat care blochează, e un zid de despărțire. Deci e ca și cum mi-aș bate joc de biserică. Oricum Dumnezeu ne ascultă. Ce trebuie să fac? Să iau ciocanul, să iau picamărul și ce să fac? Să dărâm zidul, să-l mărturisesc, nu? Să iert pe fratele. Să orice amărăciune, orice răutate, ce să facă? Să piară. Că dacă o ține în inima mea, să poate ruga 5 milioane de oameni. Trebuie mai întâi ce să fac? Să mă zdrobesc, așa-i? Să mă zdrobesc. Să pun mâna pe telefon să zici, frate, pe minimă ești pitit necuratul. Eu ți-am făcut, eu ți-am înșinat, eu am zis asta de tine. Iartă-mă, frate. Că altfel, dacă nu, și vii în biserică, oh, pace, 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 și tu ai război, ascultă-mă, până nu te pocăiești, duci un sac de ciment în spate. Am fost invitat, mă apropie de încheiere, la oncologie, să mă rog pentru un frate, ultimul stadiu. Zic, frate, pentru ce să mă rog pentru tine? Zice, roagă-te ca Dumnezeu să mă dea 2-3 ani de zile de viață. Zic eu, dar de ce? Zice, de 15 ani îs în tribunal cu fratele meu pentru o mejdie de pământ, moșia lui mama, casa lui mama. 15 ani în tribunal. Zice, acum am zis că eu las lui. Normal, ce să mai faci, că mor, nu? Și mi-am cerut iertare după 15 ani. Și zice, vreau ca Dumnezeu să mă dea 2-3 ani de zile de viață ca să repar mărturia lui Dumnezeu în sat, că l-am făcut de rușine. În momentul ăla, vă spun sincer, m-am rugat și am zis, Doamne, nu mă lăsa să îmbătrânesc urât. Știți că sunt oameni care îmbătrânesc urât? Dreptate mea! Răi!
Și se duce un sac de ciment 15-20 de ani de zile și pe patul de moarte oricum să-și bătră, să mă duc la judecată. Frate, te rog, iartă-mă, când puteai să faci lucrul ăsta, muși 15 ani și să fii liber și să fii productiv pentru Dumnezeu. Și să nu se terfelească numele lui Dumnezeu în fața păgânilor. Să nu sufere, dar nu te-ai frânt. Mândria ta, dreptate mea. Nu te-ai interesat de onoarea lui Dumnezeu în sat. Când zice Biblia, mai bine să suferi tu nedreptatea, să te frângi, așa-i? Că Dumnezeu ne testează și apoi ne promovează. Și de asta, oh, n-am făcut curvie. N-ai făcut curvie. Bravo, felicitări. Dar ura aia străveche, mânia aceea mocnită, amărăciunea aceea care n-ai frânt-o, n-ai iertat, blochează curgerea lui Dumnezeu. Și atunci am zis, Doamne, ajută-mă să îmbătrânesc frumos. Osea 7:9, Biblia spune așa. Osea 7:9, zice, niște străini îi mănâncă puterea. Îl apucă bătrânețea. Și el nu-și dă seama de ce. Că nu-i curvie, nu? Ca și cum în iad ajunge numai pentru curvie. Deci Biblia, nu știți că cei nedrept, țepari, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați, nici hoții, nici bețivi, nici defăimători. Și o listă de 120 de păcate, nu? În Biblie. Uite-te să vezi care-i străinul ăla, care-i păcatul ăla care îți mănâncă puterea. Și nu-ți dai seama că nu-i nu știu ce sexual, dar e acolo ceva în duhul tău care pur și simplu blochează. O neiertare, o ură străveche, o amărăciune. Și zice, Doamne, binecuvântă copiii mei, binecuvântă familia mea, Doamne, ce rog, ca Iacov, nu ce las. Domnul zice, ascultă, până nu îngrop securea, nu vine binecuvântare. Spune, Doamne, splinde ură, dă masca jos! Dă un telefon, întâlnește-te la un ceai, fă ceva, că poți să vii la biserică 40 de ani, după un munte, s-a învârtit Israel. Și dă-ne o intrat în promisiuni. Doamne, cercetează-ne. Și vrem să spunem cu Apostolul Pavel, Doamne, mă răstignesc și eu împreună cu Hristos. Tu îngădui toate nedreptățile în viețile noastre, toate eșecurile și falimente, tot ce nedrept Dumnezeu îngăduie ca să spargă omul din afară, să frângă omul acesta vechi, ca să se vadă, nu noi, ci Hristos. Amin? O să continui poate duminică dimineața tema asta. Și mă rog ca Domnul să ne ajute să ne pocăim înaintea Lui. E adevărat că sunt teste grele. Dar ascultați-mă, Dumnezeu ne testează și apoi ne promovează. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să trecem testul cu bine. Și dacă de ani de zile ești în școala aia de test, să spui, Doamne, mă arunc în brațele Tale, fă ce vrei, aleg să iert, aleg să mărturisesc, Doamne, aleg să mă duc la cineva... Îmi deschid inima înaintea Ta, Doamne, și, Doamne, fă ca astăzi cancerul spiritual, Doamne, să fie tăiat, ca să se vadă Hristos. Când merg acasă să zic copii, ăsta e tate așa bucuros. Păi altul, parcă nimeni e tatii nostru. Mam, nu vine să crede, ce? O țâșnit apa. Duhul Sfânt a venit ca peste femeia aia samariteancă. Că a zis, așa e, Doamne, mă frâng înaintea Ta. Amin? Hai să ne ridicăm picioare. Hai să ne rugăm, să spun, Doamne, fă-mă omul pe care l-ai avut în mintea Ta înainte de întemeierea lumii. Ajută-mă să trăiesc la maximul de potențial pe care mi l-ai dat. Și de n-am pus totul pe altar, Doamne. De n-am pus toată jertfa și mi-am ținut mie ceva corne sau copite, Doamne, sau colți cu care mai trebuie să mușc. Doamne, există lucruri, Doamne, care Te supără și de ani de zile, Doamne. Curăță-mă Tu, Doamne, în sângele lui Hristos, Doamne. Ajută-mă să mă pocăiesc, Doamne. Ca să mă poți folosi în lumea asta, cum ai folosit pe Moise. Mulțumesc pentru pustie, mulțumesc pentru zdrobire, mulțumesc că toate astea mi-au arătat că nimic bun nu locuiește în mine. Da, Doamne, așa e. Dar, Doamne, seara asta, Doamne, ies din pustia aceasta și aleg să cred în Tine, Doamne. Să nu cunosc nicio altă voce decât vocea Duhului Sfânt, vocea Scripturii. Îmi închid gura la vocea firii pământești care își cere drepturile. Afară cu ea! Și vreau Hristos să trăiască în mine. Și viața care o trăiesc în trup, să o trăiesc prin credința, nu în mintea mea, ci prin credința în Fiul lui Dumnezeu. Atât, care m-a iubit și s-a dat pe Sine însuși pentru mine. A Lui să fie toată slava, de acum și până în veci. Amin.